Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Azi în Goj. Sunt Mihaela Horvat și alături de mine este domnul primar al orașului Tismana, domnul Marian Slivilescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vom vorbi și despre cazurile COVID, pentru că am observat că nu numai în țară, dar și în Goj, cazurile acestea de infectare s-au înmulțit. Vom vorbi și cu domnul director al Spitalului COVID, Spitalului Suport de la Târgu Cărbunești. Chiar înainte să intrăm în emisie, domnul primar, spuneați că și la Tismana sunt 50 de persoane aflate în izolare. Este vorba de acel caz în care un polițist de acolo din oraș a fost testat pozitiv, iar soția dumnealui lucrează la primărie. Din acel moment sau la câteva zile după aceea, în urma unei anchete epidemiologice, au fost izolat 50 de persoane. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Mai ales că se pune în aceste zile reîntoarcerea la o eventuală stare de urgență. Vreau să vă spun că cele 50 de persoane nu sunt legate toate de cazul polițistului. Noi avem în prezent în spitale depistați cu COVID doi bărbați. Deci avem două persoane. De pe urma contactului direct cu aceste persoane sunt în izolare, cred că 8 persoane. Celelalte, până la 50, sunt rezultatul venirii unor membri ai familiei din zone roșii. Da, care din au străinătate impus, sau exact, acasă. Exact. Sau care au fost contați direct cu alte persoane depistate cu COVID, dar nu locuitori ai orașului Tismana. Noi în total am avut până în prezent 5 persoane depistate cu COVID, 2 au fost externate și cred că situația existentă acum la noi a trebuit să strânească cel puțin îngrijorare din partea tuturor. Și autorități, dar și populație. E un număr mare de persoane izolate deja, domnul primar. Din păcate, trendul pe care suntem și noi, Tismana, este un trend de creștere al izolaților, dar iată și de apariția unor bolnavi, da, da, de COVID, ceea ce arată că pericolul este mare. Din păcate, au contribuit, cred eu, la acest lucru și faptul că oamenii nu au crezut în gravitatea virusului. Virus, da. Exact, și la posibilitatea îmbolnăvirii. Modul în care se... Dar au contribuit și, dacă vreți să o numesc așa, derapajul ăsta legislativ. Dintr-o parte în alta, amestecul politicului în realizarea unei legislații coerente și mai ales constante, continue, care să facă posibilă o luptă puternică și constantă împotriva virusului. Observați, chiar astăzi are loc o modificare a legislației cu privire la persoanele carantinate, izolate. E un proiect destul de controversat. Curtea Constituțională a avut o părere, partidele politice au păreri diferite în Parlament și le exprimă și după aceea votează legi în consecință. Cred eu că problema este extrem de serioasă și ar fi trebuit să fie o problemă în care să se vadă unitatea națională. Nu e o problemă politică, nu e o problemă care ține de un partid sau altul, ci este o problemă care se referă la sănătatea românilor. Domnul primar, o să vorbim și despre modul în care se denaturează, da, această gravă și, cum să zic, această gravă problemă a pandemiei. Este adevărat, sunt implicații
politice și din această cauză oamenii nu mai cred în existența acestui virus. Totuși, o să luăm legătura cu domnul director al spitalului de la Târgu Cărbunești să vedem care este situația acolo. Știu că de câteva zile se plânge dumnealui de numărul mare de infectări, de numărul mare al oamenilor care ajung în acel spital. Domnul primar, până atunci, spuneați dumneavoastră de implicarea asta a politicului în așa o gravă problemă și haosul generat de politicieni. Pentru că am văzut că au apărut fără măști, că circulă în spații închise, chiar dacă sunt mari, că spunea în cea mai mare clădire îmi pot permite să nu port mască, spunea un parlamentar. Nu e posibil așa ceva. Ei au făcut regulile astea, tot ei le încalcă. Și au pretenția ca noi să le respectăm. Dumneavoastră spuneați mai devreme că au venit foarte mulți oameni din străinătate sau foarte mulți. Au venit oameni din străinătate infectați deja și din această cauză sunt și mai multe cazuri la Tismana. Cum credeți că se vor desfășura lucrurile de aici înainte, de acum înainte, acolo? La ce vă așteptați? Și ce veți face? Că bănuiesc că și primarii și autoritățile locale trebuie să fie pregătite pentru un astfel de val. În primul rând, solicit o legislație coerentă și încă o dată stabilă, pentru ca să știm ce este legal să cerem oamenilor. După aceea ar trebui efectuată de către autoritățile statului o triere și după aceea o testare mai rapidă sau, dacă vedem, mai amplă și mai amplă a oamenilor. Faptul că se merge pe ideea poate nu este bolnav, poate nu se manifestă, nu e de natură să rezolve situația. Tot ceea ce apare în anturajul unui depistat de COVID ar trebui testat. Dar de ce nu se fac astfel de teste? Aveți vreo... Bănuiala mea logică, nu este, cred că, legată de capacitatea practică de a face testări, ci de realitatea care ar fi scoasă la iveală. De ce? Și realitatea este că sunt foarte mulți purtători care sunt în jurul nostru, purtători care nu se manifestă și care atunci când au ocazia transmit virusul la organismele care sunt receptori. Știți foarte bine, cei care au comorbidități, cei care au slăbiciunile de atâtea ori enunțate de către medici și care în momentul în care ajung în apropierea acestui purtător care este fără simptome, sigur se îmbolnăvește foarte rapid. Sigur că ar fi o cheltuială suplimentară să facem mai multe teste, dar asta ar elimina pe cei care circulă printre noi și care sunt răspândaci, dați-mi voie să le spun în glumă. Fără să-și dea seama și fără să vrea, probabil. Din păcate, în toate cele 4-5 cazuri de la noi, anchetele epidemiologice nu au stabilit de unde au luat persoanele respective virusul. Ceea ce este edificator, a ceea ce vă spun. Cine a dat pensionarei din Celei virusul, pensionară care n-a părăsit curtea locuinței în ultimele 2 luni, nu îl cunoaștem. Cel care putea să fie poștașul care îi aduce pensia, de exemplu. E posibilă orice persoană, nu putem să eliminăm nicio persoană. Tocmai de asta spuneam că dacă s-ar face o listă, domnule, a avut contact cu 27 de persoane în ultima perioadă de timp, hai să-i testăm. Și probabilitatea de a găsi un individ care este purtător, dar aparent sănătos, ar fi mult mai mare. Polițistul. Nu știm
nici acum de unde s-a îmbolnăvit. Da, cine este portătorul? Numai puțin, domnul primar, să știe și cei care ne urmăresc, poate n-au aflat sau... Mă rog, revenim cu informația că la sfârșitul săptămânii trecute un polițist a fost depistat pozitiv. Un polițist din Tismana. Soția lui lucrează la primărie. Deci nu se știe nici în cazul acestui în om. În niciun caz. Din cele deci, cinci, noi nu cunoaștem cine este transmițătorul. Vă dați seama că cine a transmis în toate cazurile respective circulă liber. Îl putem întâlni în mall, îl putem întâlni la magazin, îl putem întâlni în mijlocul de transport. Și cel care este cu organismul mai slab va deveni o victimă. Spuneați dumneavoastră, și acum intru un pic în ce anunțasem că vom vorbi pe pagina mea de Facebook. Domnul primar, dumneavoastră ați fost ales pe listele PSD. Da. Și într-o declarație recentă a dumneavoastră ați spus că nu veți mai candida din partea acestui partid, că veți candida din partea liberalilor. Acum, având în vedere toate aceste probleme legate de COVID, vi se pare normal ca acest guvern să nu testeze cum toată lumea cere? Dom'le, testați cât mai mult, cât mai testați masiv. Tocmai probabil că veți lua o hotărâre la alegerile locale sau deja ați luat-o, veți candida din partea PNL. Dar această, de exemplu, dacă ar fi să luăm numai această problemă pe care o are actualul guvern și haosul de care spuneați în decizii. Eu nu vreau să apăr guvernul, nu vreau să apăr Partidul Național Liberal sau nu vreau să critic alt partid. Vă spun că situația este foarte gravă. Este o situație gravă de administrat, pentru că odată am fost total nepregătiți. Da, ca toată, din toate punctele de vedere. Ca tot mapamondul, că nimeni nu s-a... Total nepregătiți. Apoi, nu am reușit să luăm niște măsuri legislative, repet, coerente și pe o perioadă lungă de timp să le respectăm. Spuneți la ce vă referiți în mod special. Păi, uitați-vă, dau exemplu situația izolaților, carantinaților pe care Curtea Constituțională îi consideră în locurile de izolare sau de carantină, îi consideră echivalent ilipsirii de libertate. Da, vi se pare normal? Vi se pare normal o astfel de abordare a Curții Constituționale? Un om într-un spital să fie considerat un pușcăriaș? Practic, îi salvezi viața, dar mai ales îi protejezi pe ceilalți din jur. Ori din cauza, eu știu, interpretărilor greșite, apropo de legislație. În ce țară ați mai auzit așa ceva că spitalizarea este lipsire de libertate? Chiar dacă se nu spitalizau restul țărilor din Uniunea Europeană, nici măcar în America. Suntem singurul stat care a făcut treaba asta. Și au fost o grămadă de exemple, dar revenim la acest subiect pentru că este destul de controversat și uitați că trebuie discutate aceste aspecte. Îl avem la telefon pe domnul director de la Spitalul Târgu Cărbunești. Bună ziua, domnul director Târziu, vă mulțumesc pentru intervenție. Am înțeles și ieri am citit declarațiile dumneavoastră. E o situație destul de grea la Spitalul de la Cărbunești. Cu o zi înainte, deci acum două zile, erau 73 de persoane internate acolo. Acum, ieri erau 83. Numărul crește. Iar acum sunt 97. Iar acum sunt 97. Și mai așteptăm vreo 13, 14, nu știu exact, da. Deci încă 13 sau 14 cazuri noi. Da, da. Cum faceți față, domnul doctor? Din ce în ce mai greu, pentru că diversitatea pacienților care vin la Spitalul Cărbunești acum, să mă ierte dacă deranjez pe cineva, dar este total diferite. Sunt pacienți care se consideră că ar veni la tratament de ăsta balnear, nu la tratamentul pentru o boală. Au numai doleanțe, numai dorințe, dacă vin asistentele șefe și cer să le dau astea de cafea, de ceai, de nu știu ce, noi nu putem asigura absolut totul. Nu avem cum, că suntem în spital la urma urmei. Eu asigur
apă minerală când pot. De exemplu, mâine o să-mi vină nu știu câte sute de bidoane de apă minerală, că de vreo două zile nu mai am. Le-am dat și cola zero, le dau cafea în fiecare dimineață, le cumpărăm și alte lucruri, dar nu pot să asigur exact tot ce vrea fiecare pacient. Păi ce, fiți mai explicit, deci ce își doresc pacienții? De la cafea până la, nu știu, deci absolut totul, ce și-ar dori la el acasă. Asta își doresc în spital. Cât este suma alocată pe cap de pacient, domnul director? 10 lei. 10 lei? Da. Deci eu nu mai am ce să spun. 10 lei. Dar actualul guvern s-a lăudat că cum să zic, s-a ocupat de problemă, de pandemie, fonduri pentru echipamente de protecție, pentru pacienți, pentru... Ce e asta, domnul director? Știți, vă rog frumos, eu nu intru în discuții politice și așa mai departe. Eu vă spun, eu sunt director, doctor, care spun problemele medicale ale spitalului și ale colegilor mei. Noi facem față din ce în ce mai greu. Gândiți-vă, eu sunt de gardă de azi dimineață până mâine dimineață și până acum am avut în vreo 7-8 pacienți plus vreo 3-4 controle din secții. Și poate mai vin și alte controle. Și înțelegeți că mai vin încă 12-13. Foarte greu. Și vin la distanțe de timp. Deci trebuie să stăm îmbrăcați. Eu mai mă schimb, nu-i problema. La urgentiștii sau alte secții să se schimbe la intervale de 3-4 ore. E foarte greu pentru noi, credeți-ne. Nu vreau să, acum să zicem noi, domnule, suntem niște eroi fantastici. Nu, dar viața noastră în spital este din ce în ce mai grea cu zilele care trec. Pentru că dacă la început aveți foarte frumos, foarte, poate să zic, ce-mi plăcut am făcut chestiile, cu frică, într-adevăr, cu teamă, dar acum lucrurile din ce în ce mai greu. Dacă atunci aveam 40 de pacienți într-o zi, astăzi avem 97. La secția de ATI? La secția de ATI până acum avem 10. E vreo schimbare? A crescut numărul și celor care au nevoie de un astfel de ajutor de terapie intensivă? Știți care este schimbarea mare? Am văzut, am urmărit și la televizor la ceilalți colegi de-ai mei din țară care, dacă vorbesc de Cărbunești, până acum, în lunile aprilie și mai veneau pacienți, majoritatea erau asimptomatici, acum puțin pacienți care se adresează și au vin la spital sunt fără simptome. Asimptomatici. Cei mai mulți sunt simptomatici cu probleme mult mai mari. De exemplu, veni acum un pacient de la SAS, probleme mari pulmonare, grave, dusă la terapie intensivă. Înțelegeți că să vină și soția, nu știu cum va fi dumneai. Deci pacienții care se prezintă au o simptomatologie din ce în ce mai accentuată și mai gravă pentru ei. Domnul director, înțeleg că este o situație foarte grea. Zilele trecute ne povestea că ați făcut răni pe obraz din cauza purtării măștii. Dar ar mai fi, nu știu dacă ați observat sau dacă ați văzut aseară, emisiunea colegului meu Narcis Daju de aici, de la Târgu Jiu TV, în emisiunea sa Necenzurat, au intrat în direct două asistente care au trecut prin multe greutăți, fiind depistate pozitiv, au fost la spitalul de la Târgu Jiu, apoi au ajuns la spitalul dumneavoastră. Iar dumnealor spuneau și reproșau faptul că medicii, adică acele cadre medicale, colegii, erau colegi de brazlă, nu le-au acordat niciun fel de atenție. Mai mult, că la Cărbunești există camere în care sunt internații oamenii cu COVID, care sunt dotate, ca să spun așa, cu lacăte, cu zăvoare și cu camere de supraveghere. Spuneți-mi, vă rog, cum răspundeți unor asemenea informații? Nu am văzut emisiunea și îmi pare rău. Și unor asemenea... Dar există camere care se încuie pe din afară în așa fel încât cei internați acolo să nu poată ieși? Vă dau următor de exemplu. Acum vreo jumătate de oră, vreo 20 de minute, în secția cardiologie era un pacient, Radu, dacă nu știu. Nu e bine că dau numele. Soția dumnealui este internată pe terapie intensivă. Începu să spună că sparge, că drege și așa mai departe, că vrea să ajungă la terapie, la soție. Foarte bine că soția dumnealui. Dar trebuie respectat un anumit regim și până la urmă a venit doctorul, medicul șef de la
cardiologie, doctorița Neamțu și asistenta, i-am cerut telefonul și am discutat cu dumnealui și am spus, eu vă cred că vreți să știți starea de sănătate a soției, că eu vreau să ajung acolo. Nu se poate, la terapie intensivă sunt pacienți cu probleme mult mai grave decât le aveți dumneavoastră. Și n-aveți cum să ajungeți de acolo, decât dumneavoastră dacă vreți de la mine sau de la doctorul din curant, care vorbește cu medicul de la terapie intensivă, aflați date despre soție. Nu putem circula dintr-un salon în altul sau dintr-o secție în alta, cum vreți. Avem 4 pacienți cu demență. Strigă, urlă, sparg. Ce să facem? Deci e vorba despre pacienți despre care spuneți dumneavoastră că au probleme psihice. Da. Și acum, în cazul lor... Acum, nu, stați să vă spun exact. Eu nu totdeauna sunt adevărul. Am înțeles și știu că au fost niște probleme în cadrul cu acele doamne, dar dacă le ascult pe dumnealor, le dau de toate dumnealor, dacă a spus salariații mele, le dau de toate dumnealor. Eu acum nu știu pe cine să cred, eu nu pot să... Domnul director, au fost închise acele femei acolo și fără niciun fel de alte condiții, știu eu, un frigider, niște condiții în care să poată trăi normal. Stați puțin, în fiecare salon la noi există frigider și televizor. E foarte posibil ca în ultima perioadă, datorită concentrației mari de clor care au dat-o fetele sau ce substanțe virucide au folosit, multe din acestea s-au stricat, credeți-mă. Televizoarele s-au stricat aproape jumate. Nu se plângeau de televizoare, să știți, de frigidere, da, în mod special. Frigidere, de faptul că nu existau, nu aveau toalete separate. În fiecare salon există frigider. Eu nu pot să nu iau apărarea nimănui, nu pot să știu exact ce a fost în momentele respective în salonul doamnelor. Nu pot să știu. Dar cum vă explicați tratamentul la care au fost supuse chiar de cei care fac parte din această breazlă? Practic colegi de ale lor. Ascultați-mă, m-am un pic un dubiu. De ce alte persoane spun că s-au simțit bine în aceea secție? N-am, sincer o să fiu, n-am auzit, n-am primit vreo informație de acest gen și nici pe cineva care să dorească să mulțumească cadrelor medicale de la Târgu Cărbunești, de exemplu. Nu, iertați-mă, înseamnă că nu ați auzit. Păi da, asta vă spuneam, deci nu am auzit. Nu, iertați-mă, mulți au făcut treburile. Totul a culminat, vă aduceți aminte, cu acea oră pe care a făcut-o acel pacient de la motorul când a plecat și a făcut în curtea spitalului. Ne amintim de aia acel domn care juca sârba ora de fericire. Da. Asistentă pe ambulanță la motor. Ia aduceți-vă aminte. Da, aveți dreptate. Domnul, în acest sens... Nu știu eu foarte... Deci, vă spun să-i, eu nu țin parte nimănui. Păi nu, dar nici nu puteți spune că femeile acelea au mințit. Deci nu putem spune asta. E clar că au suferit fiind internate acolo și au făcut cereri să, mai ales după ultimele reglementări legale, au făcut cereri să plece, că s-au simțit mai bine și mai în siguranță în casele lor decât în spital. Eu n-am spus că au mințit doamnele. Păi asta zic, da. Nu am spus. V-ați gândit să faceți o anchetă acolo pentru... Ca normal, să vedeți. Normal, normal aceste lucruri. Lucrurile sunt în desfășurare, sunt la directorul medical, sunt la juristul spitalului, toate aceste lucruri care mi le-au realizat, mi-a relatat odată și domnul Claudiu Matei. Tot la fel, toate lucrurile acestea sunt derulate. Dar nu, în momentul de față nu pot să fii în toate părțile. Că în primul rând nu pot să intru acolo în salon să văd. Nici dacă o să purtați, știu eu, combinezon și tot ce trebuie, nu puteți ba da, cu vizualiza. Pot să văd asta. Dar nu pot să trec de la salon la salon în combinezon. Vă înțeleg, da. Timp mi-ar lua, sau de câte ori trebuie să intru. Da. Domnul director, deci mi-e pare rău, ascultați-mă, mi-e pare rău că apar aceste chestii, pentru că eu am vrut din capul locului lucrurile să iese foarte bine sau bine, pentru că pacienții care au venit nu au venit de bună voie săraci, au venit pentru că a fost o boală. S-a întâmplat ceva. Așa e. Și am discutat întotdeauna cu colegii și în fiecare dimineață avem aceste discuții, e bine să ne punem și în locul dumnealor, chiar dacă uneori mai sunt irascibili, mai sunt supărați, mai sunt nervoși, să ne punem în locul dumnealor noi sau familiile sau prietenii noștri. Că poate în anumite momente același lucru am face și noi.
Dumneavoastră păreți în aceste momente o persoană foarte umană și care empatizează cu suferința celor din jur, dar credeți-mă, acele femei n-au fost tratate așa. Și ar mai fi o întrebare. Ce părere aveți despre faptul că Spitalul Târgu Cărbunești este trecut pe lista rușinii a Observatorului Român de Sănătate? Nu, suntem locul 8. Nu pe locul 8. Da, sunteți în, nu, am spus că sunteți în acea lista a spitalelor rușinii. Păi, stai puțin, dacă două doamne au dat o dată, am dat altele două dată, sau nu vă mai aud. Nici eu nu vă mai aud. Da, mă auziți acum? Acum vă aud, da. Da, spuneți vă rog, deci ce părere aveți despre asta? Nu, părerea mea, sincer, nu este cea mai bună și la care mă așteptam. Referitor la acest lucru, chiar de dimineață am discutat cu colegii, am zis, vă convine acest lucru? Mulți dintre ei au zis că nu le convine, mulți dintre ei au zis că ei au făcut ce au putut, mulți dintre ei n-au depins de ei. Nu știu, nu, chiar aceste chestii nu-mi convine deloc, pentru că suntem două spitale din Gorj, asta e dureros. Păi două, da. Chiar Spitalul Județean de Urgență, Târgu Jiu, da. Și la dumneavoastră acolo. Păi și ce aveți de gând să faceți în urma acestor descoperiri făcute de cei care au făcut astfel de... În afară de faptul că trebuie să le atrag atenția tuturor de fiecare dată, de dimineața am fost întâlnit cu asistenții șef de două ori și discutai aceste lucruri. Pentru că eu nu pot să mă multiplic să fiu în fiecare secție. Și le-am cerut și le cer să-mi spună fiecare zi, dimineața la ora 8 ne întâlnim și apoi pe la ora 15, situația exactă după fiecare secție. Ce s-a întâmplat, ce probleme au, ce lipsuri au. Și da, eu mie nu spun toate lucrurile astea negative ei. Pot să-mi spună numai lucruri foarte puține dintre ele. Și de-aia nu le știu, de exemplu, de cele două doamne. Am aflat mai târziu, bineînțeles, de cele două doamne, ce s-a întâmplat. Domnul director, sunt acele chestionare pe care le puneți la dispoziția pacienților în care să spună dacă sunt sau nu mulțumiți de medici? Da. Da? Da, da, da. Și dumneavoastră le verificați? Vă uitați pe ele? Aceste chestionare se dau în fiecare secție și fiecare secție de la pacient. Acum eu nu știu dacă ajung la toți pacienții. Nu știți dacă ajung la toți pacienții? Eu cam la 2-3 zile am o comisie de asta în care controlează și își fac impresii bune sau negative despre aceste chestionare. Și după aceea, în funcție de ceea ce se strâng, iar avem discuții cu secția respectivă. Cam câți pacienți completează, știu eu, puteți să dați un număr mediu? Câți pacienți completează? În fiecare secție, cam 4-5 pacienți au completat. Și printre nemulțumirile lor... Printre nemulțumirile lor e și aceea că sunt nevoiți, depinde de situație, să cheltuiască bani din buzunar pentru medicamente sau să dea atenții. Stai puțin, haideți. Nu a cheltuit nimeni un ban pentru medicamente. De data asta. Nu a cheltuit... În pandemie, spuneți, nu? Da, nu vorbim de situația actuală. Da, da, da. Bun. Se plâng de faptul că sunt nevoiți să dea bani la asistente sau la medici? Nu e adevărat. Nu. Nu, eu vă întreb dacă în chestionarele acelea pacienții au și astfel de nemulțumiri. N-a scris nimeni nimic. Nu înțeleg. Că vreau totuși să aflu cum a ajuns Spitalul de la Cărbunești în acea listă a rușinii. Nu știu. Înseamnă că cumva oamenii au și dreptate. Deci nu știu eu ce. Eu nu pot să răspund. Adică eu mi-am pus mi-am propus ceva și este altceva. Înțeleg. Ce veți face de acum înainte? Cazurile se înmulțesc, vedem bine, domnul director. Într-o emisiune trecută spuneați că aveți nevoie de bani, că vor fi necesare vreo 3 miliarde de lei. Da, am spus și atunci și spun și acum. Noi în fiecare zi consumăm, am făcut socoteala de dimineață, în jur de 80-90 de combinezoane, care un combinezon costă între 740 și 940 fără TVA. Faceți socoteala. Nu vorbești de măști chirurgicale, nu vorbești de măști FFP2 sau FFP3, sau nu vorbesc de bonete, încălțătoare și tot ce mai vine referitor la materiale de protecție, sau de substanțe dezinfectante.
Mai aveți stocuri de acest fel pentru echipament și pentru dezinfectanți? Da, mai avem, dar nu știu pentru cât timp, dacă situația se va merge ca astăzi, de exemplu, să avem atâția pacienți care au venit, nu știu dacă o să avem peste o săptămână, pentru o săptămână de zile. Dar eu sper ca lucrurile se vor cumva reveni la normal. Este nevoie de o reîntoarcere la starea de urgență, domnul director, în opinia dumneavoastră? Nu știu dacă e nevoie la starea de reîntoarcere la starea de urgență. Este nevoie la la păstrarea tuturor regulilor minimale spuse de atâtea ori de toate persoanele. Măștii, spălării pe mâini și a distanțării fizice. Astea sunt lucrurile esențiale, părerea mea, pentru fiecare dintre noi, ca să ne respectăm în primul rând pe noi și apoi pe cei care sunt în jurul nostru. Domnul director, spuneți că sunt 97 de persoane deja internate, da. Mai așteptați 13-14 astfel de internări. Unde sunt internați acești oameni? În toate secțiile spitalului. Și e vorba de clădirile vechi de la Târgu Cărbunești ale acestui spital? Da, clădirile care au fost, care le știți întotdeauna, da. Știu că acolo mai este o clădire nouă, dar am înțeles că e folosită pentru ambulatoriu. Poftiți? Știu că este o clădire relativ nouă acolo. Aia e pentru ambulatoriu. Aia nu, da, e pentru ambulatoriu, da. Da, da. Păi da. Și credeți că veți face... Domnul director, știți de ce vă întreb? Spuneți-mi, vă rog, credeți că veți face față unei asemenea situații cu privire la condițiile în care trebuie să stea totuși acești oameni? Vă spun două lucruri. Unu, dacă până acum pacienții noi îi grupam cam doi în salon, că aveam pacienți mai puțin, pentru a le crea niște condiții mai bune, în situația de față noi suntem puși în a ocupa oricare pat din salon. Adică ar putea fi internați mai mulți? Exact. În același loc. 40 și ceva și acum avem 97 până astăzi. Înțeleg. Ce capacitate are spitalul de la Cărbunești? Pentru pacienții COVID 200 de paturi, dar în care intră 35 de paturi de, la pediatrie, 25 de paturi în care 5 terapie intensivă la ginecologie se făcură 60, 15 paturi la terapie intensivă se făcură 75 și apoi pe fiecare specialitate în parte. 10 paturi psihiatrie. Sunt de ajuns aceste locuri, după opinia, în opinia noastră, având în vedere situația de față? Sunt de ajuns, dar nu putem, sau am ajuns la de a interna pacienți cu o simptomatologie care predomină de medicală sau cardiologie în secția de psihiatrie sau în secția de neurologie, ceea ce undeva nu sunt normale lucruri, că dumneavoastră are secția de neurologie, nu de medicală, dar există interdisciplinare între medicul neurolog și medicul, un exemplu, și medicul internist, medicul neurolog va urma tratamentul îndrumat sau prescris de medicul internist. Înțeleg. Domnul director, dacă aveți ceva de transmis autorităților? Nu știu dacă mai pot să mai transmit ceva, că încerc să transmit, dar văd că vorbesc singur. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, domnul director. Să ne auzim în condiții mai bune, sper. Să vă salut. Ce spuneți, domnul primar, de situația de la Târgu Cărbunești? O situație care cred eu că se regăsește în multe spitale din țară. Dar care... faptul că faceți parte dintr-un județ în care două spitale sunt trecute pe lista a rușinii. Sper că nu vă surprinde clasamentul după experiența pe care o aveți vis-a-vis de cunoașterea acestor spitale. Părerea pacienților care au avut și în trecut de a face cu spitalele nu era prea bună. Nu trebuie să vă surprindă. Nu, dar nici mă surprinde. De foarte multe ori au reclamat oamenii faptul că nu găsesc
medicamentele, materialele necesare, că sunt nevoiți să le cumpere de la farmacie. Asta e o realitate de ani de zile. Nu este așa? Ar trebui să ascundem. Nu știm. Să ne mințim pe noi înșine. E vorba de comportamentul cadrelor medicale, care de multe ori lasă de dorit. E vorba de trimiterea după aceea pacienților de la spitalul de stat la cabinetul particular și așa mai departe. Lucruri care sunt comune sistemului sanitar din România. Înțeleg. Faptul că la Gorj nu s-a acordat atenția cuvenită în a completa niște chestionare nu ar trebui să fie atât de îngrijorător cât realitatea altor fapte care, din păcate, sunt mai grave decât necompletarea unui chestionar cu opinia celui care părăsește spital. Pentru că, până la urmă, lista asta s-a făcut pe baza aprecierii a câtorva oameni care au avut curajul să spună părerea. Acum, părerea lor o fi fost avizată, nu o fi fost avizată, s-or fi așteptat la spital să găsească cu totul alte condiții și nemulțumiți au scris ce au scris, dar așa cum știm toți, e bine să ne uităm la lucrurile într-adevăr serioase, grave, care au făcut de ani de zile privirea aceea destul de critică, ca să nu-i spun mai mult, a oamenilor în ceea ce privește Târgu Jiu. Da, știm că în spitalele de la noi, din păcate, e dezastru. Știm. Mă gândeam că totuși vor face eforturi să schimbe această percepție și tot ce s-a întâmplat până acum. Domnul primar, zic să schimbăm un pic tema. Dumneavoastră, cum am spus mai devreme, ați întors spatele PSD, având, știu eu, având dorința de a să vă candida spun din ce partea s-a întâmplat liberalilor. Dacă vă interesează vă poziția. Da, în luna ianuarie eu am transmis conducerii PSD că nu voi mai candida la alegerile viitoare. Pe de o parte, pentru că mai aveam 2 ani școlari la catedră unde vroiam să mă întorc și pot să-mi depun dosarul de pensionare. Pe de altă parte, pentru că am considerat că în cele 2 mandate am spus ce aveam de spus. Eu să știți că sunt susținătorul ideii că în 8 ani de zile un primar spune ce poate să fac. Și e nevoie de transfuzie, dacă nu mai ca să ne referim la spitale, de oameni tineri. Din păcate s-a întâmplat ceva ceea ce am spus și conducerii de atunci a PSD-ului că se poate întâmpla negativ și anume proiectul care pentru mine a fost de suflet și pentru care am alergat în ultimii 2 ani cel de alimentare cu gaze a localității să fie pus în pericol. Parcă am fost gura aurită. Pandemia a contribuit alături de alte aspecte la încetinirea extraordinar de mult la ritmului în care s-a desfășurat această investiție și am ajuns la concluzia după câteva analize că așa cum s-a întâmplat în 2000 și cum s-a întâmplat în 2004 când Tismana a mai vrut să-și introducă gaze și a ratat amândouă oportunitățile de la vremea respectivă, se poate întâmpla și în 2020. Și atunci, sigur, eu la PSD am avut motivele mele să spun că nu mai candidez. Nu cred că interesează asta pe nimeni. Și mi s-a părut, împreună cu o serie întreagă de colegi consilieri, că trebuie să nu lăsăm acest proiect de izbeliște. Repet, în 2000 s-a mai încercat, în 2004 s-a mai încercat. Au fost și atunci la un pas. Vă dați seama câți ani sunt de atunci? Deci de 20 de ani da, se tot și încearcă. S-au pierdut acele oportunități. Alte localități, altă localitate, de exemplu, vecina noastră Godinești, a reușit încă din 2004 să înceapă lucrările la gaz. Și am zis că e foarte important proiectul ăsta pentru noi. Și atunci am profitat
de o propunere pe care mi-a făcut-o Partidul Național Liberal, pe care mi-a făcut-o până la urmă și președintele organizației locale, domnul Buzianu, consilier local, cu care m-am și luptat cu ghilimelele de ligoare în toate alegerile anterioare și am ajuns la concluzia, băi, trebuie să dăm drumul la investiția asta și să facem echipă. Dar spuneți-mi, vă rog, domnul primar, da, de ce nu s-a putut face? Nu v-ați înțeles bine, domnul Cosmin Popescu e la Consiliul Județean, cam nu au venit banii sau au promis domnul Weber, domnul Cosmin Popescu că vă ajută și n-au făcut-o. Ce le reproșați? Totuși că până la urmă PSD a condus această țară. Deci aveați toate motivele să credeți într-adevăr că veți face ceva pentru acea comună. Doamne, e bine ca oamenii să știe. Că toată puterea la un moment dat era la PSD. E bine ca oamenii să știe și e bine și dumneavoastră să știți poziția mea și adevărul vi-l spun, pentru că n-aș avea ce să ascund. Este o chestiune care poate să apară inevitabil. În Gorj sunt aproximativ 50 de primari de la PSD, da? Gorjul da, este... din 70 de da, este. Localități. Sigur, e foarte greu să ajuți 50 de oameni din 70. Foarte greu. Și ca o concluzie foarte simplă, eu am făcut parte dintre acei primari care n-au putut fi ajutați din anumite motive. Nu spun eu de ce. Sau nu. Poate că a greșit Slivilescu în atitudinea care a avut-o față de echipă. Poate că încă o dată Tizmana nu a fost văzut așa cum trebuie prin intermediul primarului Slivilescu, care poate a avut o atitudine care n-a convenit conducerii. Cert este că dânșilor le-a spus că nu m-am simțit făcând parte din echipa aceasta. De când sunt? Cât ați stat la... Și de când? Încă mai sunteți la PSD, bănuiesc, nu? Vreau să vă spun că m-am cam ferit de politică. Apropo de faptul că poate fi greșit și eu. Adică n-am fost președinte organizației PSD la Tizmana. Eu am vrut să fac administrație și mai puțină politică. Deci am avut președinte, o consilieră la PSD. Eu am avut următoarele priorități, în ordine. Respectarea legii, Tizmana și după aceea partidul. E posibil ca această, eu știu, opțiunea mea să nu fi fost întotdeauna apreciată. În orice caz, de suferit e clar că a suferit Tizmana. Tizmana nu e o localitate, asta am și spus-o conducerii, nu e o localitate oarecare. În Tizmana vin mii de turiști într-o lună. Numai, în perioada, o excludem, cea pandemiei. Am avut dovezi că în, de exemplu, Muzeul Tezaurului au intrat într-o săptămână, imediat după inaugurare, 1600 de vizitatori într-o săptămână, care au venit din afara, cei mai mulți din afara localității. Prin Tizmana se vede Gorjul, poate se vede România dacă sunt din afară. Eu am avut alte așteptări de la conducerea județului. Tot respectul pentru celelalte localități. Fiecare are dreptul să solicite, dar eu consider că Tizmana trebuia să aibă o atenție mai mare față de cum a văzut-o. Repet, pentru că prin intermediul ei se vede și Gorj. Da. Ce v-a promis domnul Dan Vâlceanu, de exemplu? Nu mi-a promis nimic. Eu nu am venit la PSD pentru promisiunile domnului Vâlceanu. Nici n-a la luat, PNL? Nici nu, da, nici nu a luat contact cu mine, să știți, domnul Vâlceanu. Eu am luat contact, v-am spus, cu președintele organizației locale, domnul profesor, consilier local Buzianu, care este și președintele PNL-ului, și am hotărât să facem împreună o echipă. Dacă sondajele au arătat, pentru că s-au făcut niște sondaje, o anumită realitate a momentului, nu știu dacă asta va fi și la alegeri, s-a considerat că șansele mai mari le am eu la candidatura primar. Eu aș vrea ca Tizmana să nu mai fie împărțită între
adepții lui Slivilescu și ai lui Buzianu, cum s-a întâmplat în ultimele trei ediții, mai precis în 2008, 2012 și în 2016. Vrem să le arătăm că la vârsta la care suntem, cei doi competitori vechi, putem să ne dăm mâna și împreună să încercăm să rezolvăm trei proiecte mari pentru Tismana. Gazele, e vorba de canalizare și stație de epurare, și e vorba de sistemul de apă care trebuie să ajungă la performanțele pe care ni le dorim. Știți că vi s-a reproșat că aceste lucruri lipsesc, deși Tismana este oraș. Și chiar s-au făcut demersuri de către unii consilieri pentru ca acest statut să fie schimbat și Tismana să redevină comună. Așa este. Tismana n-a avut de la început caracteristicile unui oraș. Declararea dar lui, oamenii plătesc taxe ca declararea la lui oraș, 2004 a fost o dar forțare. Dar n-au canalizare, n-au apă, au? Canalizare există pe 4,5 km. Iar apă, avem rețea de apă de 90 de kilometri, nu există în toată Tismana decât o ulicioară în satul Sohodol numit Hoagă, unde 8 familii nu sunt la sistemul centralizat de apă. Da. Nu. Apă are toată localitatea, nu sunt gaze, canalizarea doar este de 4,5, dar problema stației de epurare este extrem de importantă pentru că referindu-se la 4.000 de locuitori echivalenți, ceea ce înseamnă mult mai mulți locuitori fizici, această stație de epurare costă, în condițiile în care trebuie să satisfacă cerințele de astăzi, peste 270 de miliarde de lei vechi. Noi banii acestea nu putem să sperăm că vom avea vreodată din bugetul propriu. Și atunci este nevoie de clar de un proiect pe fonduri europene. Asta a fost și motivul pentru care am intrat în APA Regio la sfârșitul anului trecut. Și de asta, da. Prin intermediul operatorului regional, fiind singura noastră șansă de a accesa 17 milioane de euro. Acest proiect, de vă spuneam că este la început, a stârnit nemulțumiri ale oamenilor, pentru că prețul a crescut. Am reziliat contractul cu vechiul operator, tariful la apă a crescut la 2,80 lei, este tariful comun al APA Regio în tot județul, iar oamenii sigur că au perceput asta ca pe un șoc financiar. Păi noi, trebuie să fost, demonstrăm, totuși, noi trebuie să demonstrăm că efortul lor financiar se va repercuta în creșterea, îmbunătățirea condițiilor de viață, pentru că se vor realiza 42 de kilometri de rețea de canalizare în Tismana și o stație de epurare cu treaptă mecanică. Da, și da, care e garanția că dumneavoastră veți avea un astfel de proiect pe fonduri europene? Adică Noi am intrat în acest operator, acum pot să vă spun chestiunea aceasta, cu domnul Vâlceanu am discutat la ultima întâlnire la Ministerul Fondurilor Europene la jumătatea lunii august. Marile proiecte pe POIM, pe Programul Operațional Infrastructură Mare, din care face parte și proiectul de 200 de milioane al județului Gorj, vor fi pe masa ministrului pentru semnare. Noi vom avea partea noastră din acest proiect Tismana, alături de alte localități din Gorj, de 17 milioane de euro. O sumă fantastică pentru noi. Deci, ia câte sunt niște proiecte în derulare care m-au făcut să cred că pe baza experienței pe care o dețin, a grupajului de consilieri pe care îl fac în jurul meu, să le putem duce la îndeplinire. Sigur, este opțiunea electoratului, a cetățenilor, dacă vor da sau nu mai departe girul dânșilor. Eu vin însă în fața dânșilor cu aceste trei mari proiecte pe care n-am reușit să le demarez și din cauza pandemiei. Ar fi al treilea mandat la dumneavoastră. Vreau dacă să vă spun că am plătit stația de reglare și măsurare la gaze anul trecut 17 miliarde, dar n-au început lucrările. Și oamenii, știți, neîncrezători, spun, poate, păcăleală dinainte de campanie. Da. Păcăleală dinainte de campanie. Avem operator stabilit în urma licitației, Distrigazul. Avem constructor, dar constructorul nu a excavat nicio cupă de pământ. Oamenii iară cred, am mai auzit noi și în 2000 și în 2000. De ce s-a întâmplat să nu se apuce de... Pentru că se ia foarte greu, doamna, avizele în România. Da. Operatorul de la
de la momentul în care a fost desemnat prin licitație, în colaborare cu constructorul, încearcă de aproape 3 luni de zile să obțină avizele de la toate instituțiile care sunt abilitate să facă acest lucru. Unele, vă spun sincer, că nu văd la ce ar trebui să intervină pe acest lucru. Dar asta este în România, din păcate. Asta este țara în care trăim. Din cauza birocrației am trecut. Asta e țara în care trăim, sigur că da. Miliarde de plătim euro. Sute de milioane, am plătit până acum, cred că aproximativ 200 de milioane, numai pe avizele de la rețeaua de gaze. La ape, pentru, la mediu, la... Pentru studii de fezabilitate. La mediu, nu mai vorbim, doamnă. Nu vă mai spune. Deci acțiunea asta am început-o acum 2 ani de zile. Și am început cu un sondaj al cetățenilor, am continuat cu un studiu de oportunitate, cu o cerere de aviz de principiu la Transgaz, cu studiu de fezabilitate, cu licitarea operatorului, cu avizul definitiv de la Transgaz, cu licitația lucrării de realizare și așa mai departe. Într-un colț acolo de primărie avem deja mii de pagini din această investiție. Teama mea a fost, pentru că nu mai am ce spera chiar așa la mari realizări, teama mea a fost ca eu, băiatul meu care a venit în Tismana, cetățenii din Tismana să se bucure cât mai curând de gazul de la poartă. Era că nu. Asta este motivul pentru care, dacă mă cred oamenii, îmi vor da girul. Dacă nu, se vor îndrepta pentru că vor fi suficienți candidați și sigur, Dumnezeu să-i ajute. Pe cineva, Remetea? Sigur, domnul Remetea, după plecarea mea în luna februarie de la PSD, a fost desemnat imediat președinte interimar și candidatul PSD-ului. Va fi contracandidat. Vreau să sunteți primar independent acum. Nu, eu sunt un candidat din partea PNL-ului. Da. Da. Domnul primar, în momentul în care dumneavoastră ați luat acea decizie, cum a fost primită de către conducerea PSD Gorj? Sigur că orice plecare dintr-un partid creează regrete sau poate și satisfacție. Nu pot să spun, eu de atunci cu conducerea partidului nu m-am mai întâlnit, nu am avut lucruri grave să ne reproșem unul la celălalt. Consider că e un episod încheiat din viața mea în ceea ce privește Partidul Social Democrat. Sper să nu le fi produs nici deficit de imagine, nici alte necazuri și să-mi înțeleagă opțiunea. Nu, primar, zic să citim niște mesaje. O doamnă, Maria Ungureanu, spune: eu personal m-am săturat să tot aud de COVID-19 și de simptome. Am rinita alergică și pot să spun că în 2014 atât de inflamat am avut nasul și am tras câteva luni cu sufocări de credeam că fac șoc anafilactic. Rezultatul am rămas fără miros timp de un an de zile și apoi am decis să merg la ORL pentru că acolo știam că se ocupă cu problema mea, deoarece am crezut că dintr-o dată, dintr-o răceală netratată am ajuns în acest stadiu. Am făcut omograf și surpriză, nu aveam nimic suspect decât nări atrofiate, am făcut aerosoli cu, și spune cu ce substanță, Aerius și încă un medicament al cărui nume nu-mi vine în minte. După 10 zile mi-a revenit mirosul, dar când vine primăvara și înfloresc florile până toamna, când nu mai este polen, mă confrunt cu aceeași problemă. Așa că mai lăsați-ne, uitați cum zice, cu COVID, spuneți mai bine că nu vreți să mai tratați bolnavii cronici și vă dorim să-i vedeți la doi metri sub pământ. Sănătatea și cu politica în mintea mea stau mână în mână. Deci e un mesaj destul de dur. Oamenii nu mai cred în COVID, în existența acestui virus.
Din păcate și în mass media, să știți, părerile sunt foarte împărțite. Am văzut comentarii și luări de poziție care consideră această pandemie o făcătură, o campanie în favoarea unuia sau altuia, demarată pentru anumite scopuri, știți. Pe această problemă chiar are o latură și din aceasta, știți? Are, pentru că și la COVID văd că se pricep toți. Își dau cu părerea. Ar trebui să ascultăm pur și simplu părerile specialiștilor și cadrelor medicale. Nu văd de ce trebuie să facă aprecieri deputați, senatori, politicieni, primari și așa mai departe. În această chestiune e foarte simplu. Trebuie ascultați cei care se pricep, specialiștii în domeniu. Și chiar ce și spun, specialiștii ce recomandă, doamna, ce recomandă specialiștii ar trebui să facă fără doar și poate după aceea guvernanții. Iar politicienii sau, mă rog, cei care parlamentarii care au decizii să sprijine exact demersul care a venit pe această linie. Specialiști, guvern, parlament. Dacă fiecare își dă cu părerea și apreciază în felul lui, după mintea lui, cu inteligența lui, sigur, și cu informațiile pe care le are la dispoziție fiecare, sigur, avem o diversitate de opinii. E vreun subiect în care suntem toți de acord? Nu. Și e normal să fie așa. Nu vi s-ar părea normal ca în această situație să vorbească doar specialiștii? Dacă guvernul va lua o decizie privind reîntoarcerea la starea de urgență, domnul primar, ce credeți? Cred că, ce spuneți? Cred în această că situație? Este soluția care a rezultat în urma unei stări de fapt și este singura soluție. Pentru că nimeni nu cred că își dorește să pună pe butuci o economie și o țară, pentru că a intra într-o stare de urgență înseamnă foarte multe, iarăși, restricții de deplasare, foarte multe activități economice blocate și așa nu stăm bine cu economia. Asta ar însemna cireașa, știți cum se spune, de pe tort. Dar bănuiesc că a face o astfel de propunere este în urma unei stări de fapt, a unei informații, a unei conjuncturi care nu poate fi pusă la îndoială. Da. Deci recomandați acestui guvern să fie mai exact în informații și mai organizat, să înțeleg. Să sigur că da. Haosul care este acum. De exemplu, să ni se spună și nouă câte teste se fac în realitate. Nu? Ar fi un început. Cred că pentru a depista. Sau dacă acele cum a fost ieri un record absolut al numărului de infectări, 555, că vedeam aseară părerea unui conferențiar la o televiziune centrală, din aceste 555 de cazuri noi, să ne spună și nouă cineva, cât e vorba, să ne dea persoanele, nu cazurile, adică din 555 de noi infectări să ne spună câți au fost testați pentru prima dată, a doua oară, a treia oară, înțelegeți? Practic cifrele date era o variantă pe care o observa doamna conferențiar, doctor, așa, și spunea că sunt practic relative acele, în niciun caz exacte și nu arată realitatea. De fapt. Mie mi se pare, repet, surprinzător faptul că la cazurile care le cunosc de COVID depistate în Tismana, nu se știe încă cine este transmisător. Pentru că persoanele respective nu s-au putut îmbolnăvi din neant. Lor li s-a transmis acest virus de către o persoană care este liberă să circule și care este purtătoare și care răspundește în continuare. Da. Asta mi se pare că ar trebui făcut. Anchetele acelea epidemiologice cu care am fost obișnuiți la început ar trebui să fie mai concrete și mai aplicate pe fiecare caz în parte. Ei spun, cei de la DSP, domnul primar, de exemplu, spun că acum este o transmitere liberă, comunitară. Practic, sunt depășiți de situații, nu mai pot ține situația sub control. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că aceste anchete trebuie făcute mai cu atenție.
mai aceste anchete epidemiologice. Da, reamintim, la Tisman sunt 50 de persoane izolate. Câte cazuri de COVID ați spus că sunt? Am avut. Ați avut? Până în prezent 5. Până în prezent 5, dar vă așteptați să crească și acest număr? Așa cum este trendul, e crescător, ne așteptăm și la mai rău. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Rămâneți sănătoși, să ne vedem și mâine, cu bine. La revedere!